Este mult mai ușor și permite și o mișcare liberă. Nu este legat de o navă cu pompă la suprafață. Se folosește până la adâncimi destul de mari. Are o autonomie destul de mare. În spate se află o serie de butelii în care se află fie aer la adâncimi destul de mici, fie un amestec de gaze. O meserie periculoasă, însă extrem de interesantă. Indiferent că faci scufundări la mare adâncime, neutralizează mine sau participă la intervenții, scafandrii militari reprezintă o adevărată elită. Centrul de scafandri din Constanța a luat naștere în 1976. Timp de 36 de ani, scafandrii militari au avut ocazia să participe și la lupte reale. Iar dacă nu se află pe terenul de luptă, aceștia nu stau degeaba, ei fac antrenamente zi și noapte. Una dintre cele mai periculoase misiuni ale scafandrilor militari este cea de dezamorsare a minelor marine. Aici nu există loc de ezitare și cea mai mică greșeală le pune viața în pericol. Acest costum este un costum de scafandru greu. La început, scafandreria a utilizat în activitățile sale de sub nivelul apei acest gen de costum. Îi se spune scafandru greu sau scafandru neautonom pentru că, în primul rând, avea o greutate foarte mare. Era folosit fie pentru o serie de lucrări la diguri sau în anumite situații la nave pentru reparații sub linia de flotire, cabluri prinse la elice sau la cârmă, curățări. Sub apă ai o serie întreagă de necesități. Cu timpul, lucrurile au evoluat. Acum au aparatură de ultimă generație și pot transforma orice bombă, mină, torpilă sau pachet suspect într-un obiect complet inofensiv. În cele peste 3 decenii de activitate, centrul de scafandri a format, pentru nevoile armatei și ale economiei naționale, peste 1000 de scafandri cu diferite specializări. În prezent, centrul dispune de personal calificat, de o bază materială complexă și modernă, care le permite tuturor angajaților să-și desfășoare activitățile de formare profesională, cercetare și intervenție subacvatică la diferite adâncimi.